Aceste tartine le vei îndrăgi îndată. La sărbători, ele nu lipsesc de pe masă și se mănâncă primele. Haideți să vă arăt cum le pregătesc. Avem nevoie de doar câteva ingrediente: pâine, ouă, usturoi și maioneză. Mai întâi de toate, adăugăm ouăle într-o farfurie. Condimentăm cu sare după gust. Zbatem bine ouăle. În tigaia încinsă adăugăm ulei. Trecem feliile de pâine prin ou și le punem în tigaie. Le călim ușor pe o parte și pe alta. Le punem pe fiecare pe un șervețel ca să se scurgă surplusul de ulei. Pregătim umplutura. Aici avem maioneză, adăugăm usturoi răzuit, amestecăm totul foarte bine. Fiecare felie de pâine o ungem ușor cu umplutură. Deasupra adăugăm ouăle fierte răsuite. Noi le-am fiert din timp și le-am răcorit foarte bine. Și deasupra adăugăm ceapă verde mărunțită. Putem înlocui cu mărari sau pătrunjel. Ați văzut cât de rapid și ușor se pregătesc? Le puteți servi la orice masă sau sărbătoare. Un aperitiv ușor și super delicios. Vă dorim poftă bună!